Ieri cu egal cu minus 3. Nu minus egalitate, este egal, inegalitate. Cine e mai mare? X. Adică din egalitatea asta. Poți să-mi dai X când are loc egalitate, ca să nu ne ducem de colo-colo. Când are loc egalitatea. Dă-mi o pereche de numere care să fie cu egalitate. Adică să dea rezultatul. Cine X și Y înlocuim și să dea egalitate. X este egal cu 4. Da. Și Y este egal cu minus 4. Deci le-ai opuse neapărat. 4. Nu. Și 5. 5. X egal cu, ai zis, 4. 4. Da. Și Y egal cu? Cu 5. Cu 5. Hai să ne înlocuim. Vine modul din 4 plus 5. Dacă este egal cu modul din 4 plus modul din 5. E adevărat? Da. Cât face 4 plus 5? 9. Modul din 9. E ca și cum aș spune 9. Egal cu 4 plus 5. Adică 9. Da. Și adevărat. Deci ăsta este un model de două numere. Deci dacă amândouă sunt pozitive, merge bun. Da. Bine. Dăm un alt exemplu care să meargă bine. Adică amândouă să fie negative? Ia să vedem. Deci asta a fost așa. O altă caz. X egal cu minus 4. X egal cu minus 4 și Y egal cu minus 5. Poate merge? Da. Ia să vedem. Modul din... modul mereu este... Ce face atunci? Asta a zis. O, da. Minus 5. Minus 4. Plus... Dar era plus minus 5? Păi e plus minus 5. Cât face plus minus 5? Minus 5, da. Minus 5. Minus 5 este egal cu 9. Minus 9. Deci egal cu... cu minus 4. Modul din minus 4. Plus... modul din minus 5. Și echivalent, va spune că... 9 este egal cu... A, ce nu mai este corect. Pentru că, da, 9 este egal cu... A, ba da, este corect. Este corect? Este corect. Da. Da. Deci 9 egal cu 9. Da. Adevărat. Deci când amândouă sunt pozitive și când amândouă sunt negative, perfect. Hai să luăm acum așa. Un X pozitiv și un negativ. Hai să vedem. X egal cu 4 și integral cu minus 5. Ia să vedem ce se întâmplă cu condiția asta. X egal cu 4 și egal cu minus 5. Ce se întâmplă? Minus 5 egal cu modul, da, modul din 4 minus 5. Minus 5 egal cu modul plus modul minus 5. Să vedem dacă nu e egal, sunt întrebări că am emoții, modul din 4 plus da, modul din minus 5. Echivalent. Aici cât face? 4 minus 5? Nu. 4 minus 5 cu minus 1. Deci modul din minus 1. A, nu mai da. Dacă e egal, sunt întrebare cu? 9. Cu 9. Nu. Deci este asta, ar fi ca și, nu, 1, e mai mic decât 9. Da, nu este egal. Deci iată că inegalitatea e cu mai mic. A luat pe X-ul pozitiv și Y cu negativ. Să luăm și invers. X-ul negativ și Y-ul da. Pozitiv. Ca să analizezi... Dar va fi același lucru. Și va fi tot... Cu numai ce că va fi plus 1 este egal cu minus 9. Nu. Stați. Ba da, ar fi 1 este egal cu 9. Deci, ba da, tu același spui lucru. Același lucru. Tot inegalitate. Da. În concluzie, ce putem spune de modulul sumei? Este egal tot timpul cu suma modulului? Cine e mai mare? X-ul. Inegalitatea este... A, cine este mai mare? X... Partea a doua, da. Da. Partea stângă, menică, e partea da. A doua. Așadar, proprietatea este asta. Modul din X plus Y, modul din X plus Y, modulul sumei, e mai mic egal. E mai mic egal? A, decât... Modul din X plus modul din Y.
Deci modulul sumei merge la de suma modulului. În concluzie, la modul, dragule, la modul, când am deschis gura și am zis modul, trebuie să fie foarte clar. Anume, că modulul e totdeauna un număr pozitiv. Că modulul produsului, produsul modulului, modulul fracției și modulul sumei, suma mică, egală cu suma modulului. Da. Ce slăbiciuni am întâlnit pe traseu? Haideți să recunoaștem, să fim fair play și să recunoaștem. Unde trebuie să ne ducem foarte repede? În momentul în care am introdus și am încercat să facem proba, am observat că operațiile cu fracții, operațiile în Q, încep, trebuie să actualizăm, să fim foarte exacți. Da? Deci una este mulțirea, alta este aducerea la același numitor, la introducerea întregului în fracție, apoi operațiile cu fracție, la adunare și la scădere, trebuie să aducem la același numitor. Vreau să mă duc acolo și să văd următorul, un exercițiu acum, repede, ca să mă convinc că actualizăm și operații în Q. Da? Deci mătează-ți operații în Q. Trei întregi și o dorime minus 4,3 în perioadă împărțit la 9. Deci împărțit la 9. Totul de mulțit cu 2/3 minus o pătrime este egal cu, să facem așa, să 3 întregi 1 pe 2 este egal cu 3 ori 2 plus 1. Adică? Adică este egal cu 7. Tu spui 7 pe 7 2. 7 supra 2. Așa, tu spui 7 pe 2 7 minus... 7 supra 2 minus 43 minus 4 supra 9. 43 minus 4 supra 9. Împărțit la 9. Împărțit la 9. Împărțit la 1 pe 9, hai să zicem. Da. Da, împărțit la 1 pe 9. 1 pe 9. Ori. Și totul într-o paranteză. Ori 2 pe 3. Da. Aici putem să aducem la același numitor. Adică aici, da? Da, acum mulțim 2 pe 3 cu 4 și pe 1 pe 4 cu 3. Așa. Dar nu o să naște cu nimic. Deci tu spui să fac chestia asta, da? Dar nu, să nu scădem. Dar să fac aceeași numitor. Da. Ești sigur? Eu nu vreau să scad numele 2 pe 3. Am înțeles, dar de ce am face? Da. Dacă păi le aduc degeaba, adică nu am nicio senzorice, nu pot să le scad. Dar știi ce greșeală ai făcut? Dacă recunoști. Trebuie să recunoști. Ce greșeală ai făcut? Avea minus între ele. Nu, între operația 1, 2, 3. Asta e mă. Deci noi după ce terminăm toată paranteza asta, da, mulțim cu 2 pe 3. Mi-am dat seama că nu era degeaba. Da, vede. Da, vede. Deci ordine efectuare operațiilor. Trebuie să ai clar în minte. Fac toată paranteza asta, înmulțesc rezultatul ei cu 2 pe 3 și prins capturul pe 4. De ce nu-i dă la 4? Să aduc la același numitor. Nu se poate. Multă grijă. Da? Deci, tocmai vorbeam cu Mario despre ordinea operațiilor. Fac paranteza asta, se înmulțește 2 pe 3 și prins că de mult pe 4. Mergem mai departe. Deci, minus 1 pe 4 egal cu 39 supra 9. Deci egal cu, cum fac? 7 pe 2. A, da, 7 pe 2. 7 pe 2. Minus. Minus 39 supra 9. Supra 9. Ori. Ori. 9 pe 1. 9 pe 1. Totul de înmulțit cu 2 pe 3. Da. Minus 1 pe 4. Și este egal cu
7 supra 2. Egal cu 7 pe 2. Minus. Hai. 39 ori 9. 39 ori 9. Supra 9. Supra 9. Păi ar fi 39. 9 cu 9 se reduce și va fi 39. Nu se reduce, se simplifică. Reduce în 10 minus cu plus. Da. Plus 3 minus 3. Este reducat, că nu mai rămâne nimic. 0. 9 cu 9 se simplifică. Și va fi 39 supra 1. Sau? De... sau? 39. 39 supra 1 sau 39? Deci 7 pe 2 minus 39. Totul de mulțit cu 2 pe 3. Minus 1 pe 4. Și egal cu 39 supra 9 trebuie să-l aducem la același numitor cu 7 supra 2. 39 supra 9? 39 supra 1. O să amplificăm cu 2. Da, deci aici amplificăm cu 2. Și va fi 3, 7, paranteză, 7 supra 2 minus 78 supra 2. Nu punem o singură numitor? Ba da. Singură numitor. 7 minus 78 supra 2 ori 2 pe 3. Ori 2 pe 3. Minus 8. Minus 1 pe 4. Și egal cu? Minus 71. Minus 71 supra 2. Minus 71 supra 2. Ori 2 pe 3 minus 1 pe 4. Și egal mai departe cu? Trebuie să aducem la același număr. Nu. Da, nu. 2 cu 2 se simplifică. Asta e de la bune. Și 31. Deci, suntem foarte atenți, că mulțirea trebuie să o facem da. Mai întâi, da? 71 supra 3. Nu e 71 supra 3, ci minus 71 supra 3. Minus 71. Minus 1 pe 4. Supra 3. Am trebuit să aducem minus 71 pe 3 la același numitor cu 1 pe 4. Pe primul vom mulți cu 4, cu 4 și pe al doilea cu 3. Da. Și egal cu? Acum. 280, minus 284. Minus 284. Supra 3. Supra, mă scuza, 12. Așa. Minus 3 supra 12. Adică am pus același da. Numitor 12. Minus 287 supra 12. Deci egal rezultatul. Minus 287 supra 12. Care face, dacă scoatem întregii din fracție, e fracție supraunitară sau subunitară asta? Supraunitară. Supraunitară. Ba nu. Păi 287 se mai mic decât 12. Minus 287. Minusul rămâne în față. Ca da. Rezultat va fi minus în fața lei de fracții. A. Întrebarea este, e supraunitară 287? Este supraunitară. Supraunitară. Și atunci se poate împărți 287 la da. 12. Nu ia să văd cât îl face. Spune-mi cât este rezultatul. Da. Bine. Deci egal cu? 287 împărțit. A, eu calculez. Da. Spune-mi cât vine. Deci egal cu? 3 îi scoatem în fracție. Da. Cât face, deci? Ah, eu am scutat în fracție. Cu 10 mare și se duce acolo. 23,99. Atunci mă duce într-un număr periodic. Dar eu vreau să scot numai întregi din fracție. Se scrie câți întregi? A, 2 întregi. 23 de întregi. Deci egal cu? Minus. Minus.
23 de întregi. 23, ai spus așa. Deci cum se scot întregi în fracții? Deci în parte, dragule, 12 face de două ori, nu? 24. Da. 47. Da. De 3 ori aici. Da. 36. 11. Mai, și nu mai merge. Da, nu mai merge. Și se scrie așa, 23 de întregi. Și? 11. 12. Plus 11 pe 12, adică altfel spus, 23 din 3 și 11 pe 12. Cum facem, introducem? Mulțim 23 ori 12 plus 11. Ce au împărțit cu restul? Deci scoaterea, întregul, într-o frație. Scoaterea și introducerea. Ca probă, introducem 23 ori 12 plus 11 de împărțitul. Sau numărător. Hai să vedem hibile. Dacă iar trebuie să recunoaștem unde sunt slăbiciune. Pe traseu acestei și spunem acolo, acolo n-am fost sigur. Aici s-a întâmplat așa. Ce, cu ce mă aleg din negriștul ăsta? Care a fost? Nu aminteam așa de bine cum se scot întregi din fracție. Bun, asta la sfârșit. Dar pe traseu, mai în față, am avut niște. La 12-3 minus 1-4. Foarte important. Deci, ordinea efectuării operațiilor și a parantezelor. Dacă ar fi fost paranteze mai multe rotunde, facem toate rotundele, pe urmă paranteza dreaptă, pe urmă. Deci, suntem foarte atenți pe operații cu fracții. Mai vedem încă o negreșită, pentru că am avut nesiguranță. Deci, spunem lucrurile pe nume. Ia să vedem următorul. Vedem așa. Trei întregi și o doimine minus 5 pe 4 ori împărțit la 3 pe 2 plus 1, totul de împărțit la 1 pe 2 minus 5, totul într-o paranteză dreaptă, plus 2 întregi și o treime minus 1, totul într-o paranteză acordată, împărțit la 0,3 în perioadă plus 5 este egal cu. Că 3 ori 2 plus 1. Așa. Dictează-mă. Sau puțin. 7 supra 2. 7 pe 2. Spune așa, paranteză sunt de deschis. Da. 7 supra 2 minus 5 pe 4 ori 2 pe 3. 5 pe 4 ori 2 pe 3, da. Plus 1. Da. Închid paranteza rotundă, împărțit la 1 pe ori, nu, ori 2 pe 1. Ori 2 pe 1, adică ori 2. Minus 5. Minus 5, închidem paranteza dreaptă. Da. Tot într-o paranteză dreaptă, plus. Plus. 7 pe 3. 7 pe 3. Pe 3 minus 1. Și tot într-o paranteză acurată. Împărțit la 3 supra 9. Împărțit la 3 pe 9. 9 plus 5. Adică 3 pe 9 înseamnă cât? 1 pe? 1 pe 3. 1 pe 3 plus 5. 5. Și dăm mai departe cu? 7 supra 2 minus. 7 pe 2 minus. 4 și cu 2 se simplifică. Adică? 5 supra 2 ori 3. Adică 2 ori 3. 2 ori 3, 6. Da. Plus 1. Tot într-o paranteză rotundă. Da. Ori
pai supra 1, minus 5. Așa. Între paranteză pătrată. Da. Plus 7 supra 3. Putem să aducem și pe unul la același numitor. Deci aici, da, putem, nu? Da. Că nu avem mulțit ceva, deci dacă ar fost mulțirii, nu putem face așa. Da. Deci cât faci deodată? 3 supra... A, scad direct. Da, ca să vezi cât. 3 supra 3... 4 supra 3. Deci 4 pe 3. Deci 4 pe 3. Și tot într-o acolo. Chis de la împărțit la 1 pe 9 plus 5. 1 pe 9 era 1 pe 3. A, da, 1 pe 3. Da? Deci, împărțit la 1 pe 3. Plus 5. Plus 5. Și egal. Iar paranteza rotundă, trebuie să le aduc pe toate la același numitor. Adică? Pe 7 pe 2 o să mulțesc cu 6. Da. Pe 5 pe 6 cu 2. Și pe 1 cu 2 ori 6, cu 12. Deci care numitor comun? 12. Un alt, cel mai mic multiplu, da. Nu un multiplu. Cel mai mic multiplu comun. 5. Între 2 și 6. Păi eu, 2 este... Îl descompunem pe 12 pe 6. Da. Și 2 este 2. Da. Iar 6 este 2 ori 3. Așa. Și care este? Multiplu comun între 2 și 6. Cel mai mic multiplu. Cel mai mic număr care se împarte și la 2 și la 6. Pentru 6 ori 3, 6. Pentru 6 ori 3. Ce se întâmplă? 6 e cel mai mic multiplu comun. De ce mă duci la 12? 12 și 18 sunt niște multipli, dar eu nu... Pe cel mai mic, pentru că am numere mici. Deci numitorul comun este 6. Și aici amplificăm cu cât? Primul cu 3. Da. Și pe ultima cu 6. Asta cu 6. Și va fi 21. Deci 21. Minus. 5. 11. Deci, minus? 11. Ai zis deodată? Da. Cum ai făcut acolo? Deci 21 minus 5 plus 6. 5 plus 6. Și îmi dă 11. Deci minus 5 plus 6. Da. Păi, minus 5 plus 6. Asta nu pot să văd, pentru că mi-a dat greu. Să-ți văd pe 21 minus 5, care va da? 16 și plus 6 ar da 20... Na, nu-i bine. L-a greșit. Trebuie să... Da. Păi, dragule, ce se întâmplă? Nu ești deloc atent. Da, vede. În ordinea care sunt acolo, 21 minus 5 plus 6, totul supra 6. 6. Deci încercând tu să mărești ritmul, de fapt, este corect de șalea, da? Ori 2, da, este ori 2 acolo. Mai pun în paranteză rotundă? Nu. De ce nu? Păi deja un termen. Deja un termen, fracție, da? Ori 2 minus 5. Închid paranteza rotundă. 4 asta rotundă. Plus 4 supra 3. Da. Închid pătrata. Da. Împărțit la 1 pe 3 plus 5. Și în altul. 21 minus 5 îmi dă 16 plus 6. 22. Deci 22 pe 6. Da. Ori 2 pe 1. Ori 2 pe 1. 6. Minus 5. A, minus 5. Da. Tot în paranteză. Tot în paranteză plus 4 pe 3 în paranteză pătrată. Da. Împărțit la 1 pe 3 plus 5. Da. Îmi voi simplifica 6 cu 2. Da. Și îmi va da 22 supra 3, da. Minus 5. Minus 5. Care o să îl mulțesc cu 3.
O să-l amplific cu 3. Lasă când vine timpul. În paranteză rotundă. Nu, nu mai pun în paranteză. Răspund plus 4 la 3. Așa, plus 4 la 3. Da? Și asta în paranteză rotundă. Da. Împărți la 1 pe 3 plus 5. Așa. Și în ambele parte. O să-l înmulțesc pe 5 cu 3. Ca să am baza 3 la toate. Așa. Și va fi... Un singur numitor comun. Da. 3. 22 minus 5 plus 4. Așa. Um, 17 plus 4 21. Când vine timpul. Ah. Că dacă scriu acolo nu știu cât leșesc. Împărțit la 1 pe 3 plus 5. Împărțit la 1 pe 3 plus 5. Și egal mai departe cu abia acum zicem egal cu 15, deci 21 supra 3. 21 supra 3. Unde am ușit? 22 pe 3 minus 5 plus 4 pe 3. Și am spus totul supra 3, dar am vrea să scrie 15 pe 5. Sigur că da, sigur că da. Uite că bine a intervenit mama. Aici trebuie să amplificăm cu... Da, am zis, dar nu mai am mulțit. Așa. Deci am zis că amplificăm cu 3 și mie 22 minus 15 plus 4, da? 7 plus 11. Și face aici, cât calculezi? 11. 11, da? 20 și cât este? 26 minus 5, 11 pe 3. Ori? Ori 3 pe 1. Da. Plus 5. Plus 5. 3 cu 3 se simplifică. Da. 11 plus 5. 16. 16. Deci... Atenție mult cu ordinea efectuării operațiilor. Atenție mult la cum se adună sau se scad două sau mai multe fracții. Cum la adunare sau la scădere atunci la același numitor. Ce înseamnă același numitor? Cel mai mic multiplu comun. Cel mai mic număr la care se împarte toate. Și ordinea efectuării parantezelor. Da. Deci multe grijă. Nu avem voie să greșim la lucrurile acestea. Sunt lucruri elementare. Sunt învățate încând din clasa a 5-a. Da. Operații cu fracții. Și acum să ne uităm la ce vrei să mă întreb. Da. Ai înțeles de ce, de ce am vrut? Da. Vreau să mă uit și la un număr de ăsta. La 11, cum ai făcut tema? La 11 n-am făcut 11. Aveam 11 și 12 care n-am făcut. Dar nu le-ai făcut, da? Da. Așa. Hai să ne uităm la asta. La celelalte 10, 8, 9 și 10 le-ai făcut? Da. N-ai nicio ezitare? Nu. Iau prin sondaj la unul din greșiții. Da. Sigur că da. Deci vreau să vedem la 8. Care? La 8 n-am avut pe mine. Da, faci. Păi, e numerătate 8. Nu, dar n-am avut. Am avut 9, 10, 11. Bun. Hai de la 9. Perioada asta. Da. H-ul de la 9. Deci modul din... minus x, deci modul de minus x, egal cu minus 2,0 și 16 în paranteză. Deci modul de minus x egal cu minus 2,0,16 în paranteză. Păi, nu poate să dea... Păi minus x, x la modul este un număr pozitiv. Nu, x la modul. Spui așa, modulul... Modulul este un număr pozitiv. Și egal cu... Cu un număr negativ este imposibil. Cel mai rapid este. Așa am scris și știu. Imposibil, da. Pentru că, și justifică, modulul e mare egal ca 0. Și cu un număr pozitiv este egal cu un număr negativ. Imposibil. La 10. Ai avut modul din... x minus 3 plus modul din x pătrat minus 9. Egal cu 0. Păi aici trebuia să vedem dacă x este același. Numai că x la a doua erau 2x înmulțiți.
Și? Nu puteam să efectuăm nicio operație. Și ce răspuns ai dat aici? Cum am spus dumneavoastră acolo? Nu. La... Tu cum ai rezolvat chestia asta, întrebarea? Am adunat 3 și cu 9. Da. Și am aflat că x plus x la a doua egal cu 12 și am ieșit. Da, vede, nu facem chestiile așa ca să ne aflăm acolo și zicem, nu știu, aia am făcut acolo. Deci trebuie să fim foarte exact când lucrăm. Dragule, x pătrat minus 9 ăsta poate fi scris cumva? Ai tu vreo idee cum ar putea să fie x pătrat minus 9 scris? X ori x minus 9? Am să spun așa. Ia să încercăm să facem mulțirea asta. X minus 3, totul pe lângă x plus 3. Facem mulțirea asta, să două paranteze. X minus 3 pe lângă x plus 3. Păi, cum se mulțesc două paranteze? Știm asta, nu? Da. Adică. X ori x. Da. Și x ori 3. X ori x și x ori? 3. Și atât? Mai și după aia 3 ori x și 3 ori 3. Numa. Spune-mi exact. 2x. Cum x ori x fac 2x? X la a doua. Una e 2x și alta e x la a doua, dragă. Nu? X la a doua. Acum. Minus 3x. Nu, plus 3x. Păi terminăm cu x-ul, da? Da. X plus x la 3, deci plus 3x. Am terminat de mulți cu x-ul ăsta pe amândoi. Acum urmează minus 3 de mulți cu celălalt. Și vine cât? 3x. X. Deci tot 3x? Păi da, va da. Dacă mulțesc 3 cu cealaltă paranteză, va fi... Nu 3, minus 3x ori x. Să până auzi, atenție multe. Minus 3 se mulțesc cu amândoi. Deci următorul termen la mulțire este minus 3, nu plus 3. Minus 3. Minus 3 ori x face? Minus 3x. Minus 3x. Minus 3x. Și minus 3 ori 3? Minus 3 ori 3, minus 9. Minus 9. Și egal cu cât faci la mulțire? Minus 3x minus 3x nu, 3x minus plus 3x minus 3x egal cu 0. Așa, și x la a doua egal cu minus 9. Nu x la a doua egal cu x la a doua minus 9. Minus 9, da. Deci rezultatul este x la a doua minus 9. Hai să mai mulțim și asta. A minus b pe lângă a plus b. Ia să vedem cum e. A minus B sunt A plus B. Păi, A la a doua. Face A la a doua. Plus A ori B. Plus A ori B. B. Minus B ori A. Minus B ori A. Sau minus A de. Minus A ori B. A ori A B. Tot așa. Minus 2b. Nu, b la 2. Între 2b și b la 2 mai multe. Da? Minus b la 2. Și ce facem asta? Egal cu. Egal cu plus ab minus ab.